Internațiune, ce faceți? Eu sunt la o cafea turcească, aici pe malul Adriaticii, această mare superbă, această locație deosebită. Bem cafeluța, apoi o tăiem către plajă. Din păcate, astăzi nu o să mai iau camera la plajă, pentru că știu că... Ce dracu mă se aude în spatele meu, bă? Așa, mă. Pentru că știu că oricum nu o să pot filma. Așa că următorul cadru cred că o să fie de seară, când mergem prin oraș. Și s-ar putea să iasă nebunie. Stați pe recepție și nu schimbați canalul și o să vedeți ce o să fie. Dragii mei, aceasta este priveliștea ce o avem. Stați că mă mâncă grâzele. De la intrarea în camera noastră. Vreau să bem inițial aici cafeaua, dar n-am mai stat să ne facem cafea și am coborât jos. La, ce ziceți? Cum e la Harry Pescaru? E bine sau nu e bine? Cazarea a costat 60 de euro, aproximativ 2 nopți pe cameră. Asta e. Hai să vedeți și camera. Ta-ra-ra-ra. Aceasta este camera noastră, dita mai patul, într-o cameră micuță, dar patul este foarte bun. Hai să vedem și baia. Este în regulă, dragii mei, în regulă, la 60 de euro. Stați să vedeți priveliștea de aici, ce să mai, deci super bine, super bine. Așa, ia fiți atenți. A? Cum e? O fi bine, o fi rău, nu știu. Dar eu acum știu că mă duc la plajă, iar noi ne revedem de seară. Și apropo, unele vloguri o să se termine brusc și am să apar eu să vă explic ce s-a întâmplat. Taram! Și am apărut eu. Și acum dați-mi voie să vă explic ce s-a întâmplat, de ce nu am mai filmat. Mai întâi să vă zic cum a fost la plajă la nudiști. Am fost toată ziua. A fost ok. Apa numai bună de înotat. M-am plimbat, am înotat, am privit, am văzut de toate, căprioare, veverițe, pupeze, tinere, bătrâne, zbârcite, cu păr, fără păr, cu vergeturi, cu bătături, cu pielea întinsă, cu pielea zbârcită, bă, de toate pentru toți, tot ce vreți. Și vreau să vă zic că plaja nu este așa de mică cum credeam eu ziua trecută. Este mare, fraților, are vreo 3 km. Eu am mers mult și bine și bine am făcut că am ajuns într-un loc sălbatic cu puțini oameni, toți dezbrăcați, bineînțeles, și acolo am găsit o floare rară, dragii mei. O girafă înaltă de atunci când privirea spre ea ți-o ridicai în soare de deai. Bună, mă, bună, mă! Nu m-am băgat în seamă cu ea, că ce să fac, eu copil, ea mamă, iară vorbeam cu ea, iară se apleca la mine. Apropo de faza asta, bă, toate fetele din Muntenegru și de fapt din fosta Iugoslavie, că în Serbia la fel este, sunt după același calapod, înalte, slabe, frumoase, sunt toate fotomodele, așa ceva n-ai văzut. Bine, toate, exagerez, vă dați seama, majoritatea, de la 51% încolo. Dar ați prins voi ideea. Așa că pentru cei ca mine, mai slabe șanse să agăț ceva. Dar da, dacă am agățat sau nu, oricum nu vă zic. E clar, nu sunt nebun să vă zic. După aceea să mă prânz la prietenă. Ce n-ai, m-am nebunit. Bun, să revenim. Toată ziua la plajă. Apropo, am fost singurel. Prietenul meu a fost pe altă plajă de oameni normali, la Copacabana, s-a distrat, a văzut numai bucăți, doar că le-au îmbrăcate. Eu le-am văzut dezbrăcate, am știut că ai treaba. A știut și el. Ne-am întâlnit la final, pe acolo la gard, să vedeți cum zburau slipii peste gard. Eu i-am aruncat slipul când am plecat, el mi-l-a aruncat când m-am întors. Show! Apoi am venit la cameră, am făcut un duș, am mâncat. Și nu mai știu ce am mâncat. Da, fraților! Nu știu câți din voi v-ați uitat pe Instagram la mine. Dacă v-ați uitat, deja știți ce am mâncat. Am mâncat cea mai tare și mai scumpă mâncare din toată călătoria și cred că
posibil din toate călătoriile mele. Nu mai știu exact, dar e foarte, oricum, în top 3-2 e cu siguranță. Am mâncat calcan. Și știți cât a costat? Un kilogram a costat 40 de euro. Iar calcanul nostru a costat 52 de euro. Cu tot ce am mâncat noi acolo pe lângă ciorbă, salată, vin, apă, am plătit 72 de euro. 36 de euro de persoană. O fi mult, o fi puțin, e cam mult, dar e o experiență culinară odată în viață. Și să vedeți cum a fost. Noi eram la masă, ne uitam ce să mâncăm și vine chelnerul cu un platou cu pește proaspăt, ne spune: aceasta este captura zilei, ce doriți? Păi și-o întreb, păi ce pește aveți? Păi și el zice, dorada, pibani de mare și era mai multe. Și mă pune dracu pe mine să întreb, păi și care e cel mai bun pește de pe platou? Și el zice, ăsta, calcan. Ei, păi și cât costă? 40 de euro kilo. Ei, de pui mei, păi bun, la prețul meu. El sunt la mine, bă, ce facem, că la 40-20 de fiecare, că, nu, apropo, deci, că, nu știu dacă știți cum arată calcanul, dar este așa un pește, cum să vă zic eu, este plat și nu-ți dai seama cât este de greu. Noi chiar ne gândeam, băi, să vezi că mâncăm ăsta, că de-aia am luat și ciorbă și nu o să ne săturăm. Când colo a avut un kil 300, cred că un kil a mâncat a fost de carne, deci jumătate de kil, jumătate de kil. Am fost full. Am mâncat la prânz și până a doua zi n-am mai mâncat nimic. Așa că practic și prânzul și cina am avut deodată și am plătit 36 de euro. Da, oricum a fost super tare. Peștele super bine făcut. Dacă vă ține buzunarul și vă plac asemenea experiențe culinare inedite, eu vă recomand cu drag să încercați calcanul. Bun! Am venit la hotel cu burta plină, ne-am spălat, ne-am îmbrăcat și m-am făcut și în seara precedentă, ne-am pus să bem vin. Mult vin, aveam câteva sticle ca să fim în formă, că am zis, bă, mergem ori pe la 12, așa mai merem o oră pe promenadă și apoi direct în Buda Bar, ori direct în Buda Bar, vedem noi, dar să fim în formă, să nu cheltim mult. Bă, și ce credeți? Ni s-a îndeplinit dorința, am fost în formă. Problema este că după aia, pac, m-a bătut somnul și am adormit. Prietenul meu, recunosc, a tras de mine. Bă, hai să merem. Eu am zis, du-te, pui mei, du-te tu. Deci eu nu mai aveam niciun chef, fraților. Niciun chef. M-am tăiat ca maioneza. Am băut prea mult vin. Dacă sunt în discotecă și beau, n-am treabă, că dansez cu tare. Pe când dacă o stăteam la masă cu el, beau vin, povesteam și era tot întuneric, era liniște, pace, m-a luat somnul. Asta e. Asta s-a întâmplat. Acesta este motivul pentru care am ratat viața de noapte din Ulcinii. A doua noapte, că prima noapte, jumate, am făcut-o, ați văzut-o. Ăsta e adevărul, dragii mei. Asta s-a întâmplat, asta v-am zis. Așa că acesta a fost vlogul de astăzi. Eu sunt Adi Vlog, v-am pupat și până data viitoare vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Mua! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.